Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre motivul spiritual pentru care unii părinți nu pot avea copii. Ok? Să mut lumânarea, să nu mai sting. Așa, din punct de vedere spiritual, nașterea, nașterea unui copil este, este un proces mai complicat decât la prima vedere. În primul rând, trebuie să existe un spirit care trebuie să se reîncarneze. Așadar, un spirit trebuie să coboare la școala vieții terestre, el sosește în jurul părinților săi fizici, așteptând clipa unirii trupești acestora. A sosit momentul unirii fizice a părinților. Cei doi se iubesc în adâncul sufletului, dar și dorința fizică va crește între ei. Fiecare dintre celulele lor uh, sunt înconjurate atunci de o, o aură fluidică în care există înregistrate toate particulele fizice atenție și defectele corporale ale părinților. Din unirea celor două elemente așa se spune de oale se va naște oul ce va purta în el moștenirea genetică, moștenirea genetică de la părinți. Actul unirii, dragii mei, deci al formării oului, pentru că așa putem să i spunem. Al evoluției embrionului, deci al nașterii, okay, se face sub influențe cosmice determinate, realizate sub imperiul unei legi fixe de la care omul de cele mai multe ori se abate prin liberul lui arbitru. V-am povestit mereu de liberul arbitru în care intervenim noi. Asta este. Dragii mei, sunt cazuri când în destinul unor oameni s-a scris să nu aibă copii. Pentru că tatăl a avut cândva o viață precedentă, deci o conduită, o conduită neiubitoare de copii, brutalizându-i până a atins orice iubire din inima lor. Ori pentru că mama nu i-a vrut deci în viață și mereu a căutat să scape de ei, cum a luat cunoștință că va deveni mama. Ei bine, în aceste cazuri, cei doi soți se vor uni fizicește, dar nu vor avea urmași pentru că există un destin care trebuie să deruleze cât mai fidel planului întocmit de sus și uh, acceptat uh, acceptat de uh, spiritele ce sunt acum uh, oameni fizici astfel dragii mei fluidele celor doi soți sunt neutralizate și Urmare e ca elementele lor uh, se uale uh, lipsite uh, de fluidele lor respective, deci nu vor putea, nu vor putea da naștere acelui ou. Da? Legea divină nu le acordă această bucurie. Chiar dacă în această viață, ar dori din tot sufletul să audă și spunându uh, spunând uh, uh, acel cuvânt magic, mamă și tată. Dragii mai, să nu uitați că totul se plătește, mai curând sau mai târziu, dreptatea Tatălui Divin e veșnică și se aplică fără cruțare. Ok, v-am explicat un punct de vedere de ce unii părinți nu pot avea copii. Deci, un punct de vedere spiritual, da? Ok. Închei această înregistrare. <laughs> Mulțumim, vă că sunteți alături de mine, vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul de deci ce o fac din adâncul sufletului meu. Pe mine mă găsiți pe canalul meu de YouTube Ilinca Gabriela, pe pagina mea de Facebook Gabriela Ilinca, apoi pe blogul Viața Reiki Usui, uh, Gabriela Ilinca Reiki terapii spirituale și inițieri și mesaje dincolo de viață. Închei cu fraza mea, dragii! mă -i vă transmit din suflet lumină și iubire. Pe curând!